Momentul aniversar dedicat scriitorului Cornel Nistea va cuprinde lansarea a două cărți. Cornel Nistea, opinii critice semnată de prieteni, scriitori, critici literari, profesori, cât și volumul de schițe, novele, povestiri, autor, ultimul în Eden, pe care scriitorul Cornel Nistea îl va oferi cu autograf tuturor celor prezenți. Cărțile vor fi prezentate de scriitorul Aurel Pantea, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara, și Mioara Pop, directorul Bibliotecii Județene. Cornel Nistea s-a născut la 6 august 1930. În satul Valea Lungă, comuna Sălciua. Licențiat în litere al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, scriitorul Alba Iulian a debutat în anul 1984 cu volumul Focuri în septembrie.